Victor Ponta, dezvăluiri explozive despre numirea procurorilor, cum au ajuns în funcție Covesi, Vica sublinierei Tiberiu Nicu Video. Fostul premier Victor Ponta a povestit cu lux de amănunte, într-un interviu acordat ieri pe Surse.ro. Întreg episodul controversat al numirii procurorilor. Fostul lider PSD a mărturisit ce a cedat, la insistențele lui Liviu Dragnea, dar sublinierei ale Elenei Udrea, sublinierei a numit-o pe Covesi în funcția de procuror sublinierei Faldna. Covesi a dat nu plui Iliescu, nu poți să zici ce e anti-PSD, asta a fost argumentul lui Dragnea, susține Ponta. În 2013 vine chestia cu procurorii. Să lămurim adevărul istoric. În 2012, după referendum, Temegabaiți Leu, scandal cu el. Titus îmi zice ce nu mai vrea la justiție. Facem o remaniere subliniere îi ducem justiția la PNL. Crin a venit cu ideea Mona Pivniceru. Mona Pivniceru s-a lăsat mai greu, dar a zis să facem cerere la CSM. CSM a refuzat cererea. Mona Pivniceru ne-a zis, dragii mei, eu nu vin. Am venit cu ideea următoare, doamna Pivniceru, dacă veni sublinierei ministru, vă numim în martie pe un post la CCR. Da, băieți. A avut încredere în noi sublinierei, sublinierei a dat demisia. Nu vă luați duc minciunile de acum. Începusem deja în Parlament procedurile, tot. Avea dreptate femeia. Ce în sublinierei de dea demisia sublinierei. Trecem la pasul următor. I-am zis să rezolvăm nebunia cu procurorul general, cu procurorul Dna. Cine era cel mai vocal în discuția asta, Liviu? Voi nu aveți dosare penale, nu vă interesează diez. Doamna Pivniceru a făcut propunere, CSM aviz negativ subliniere IB se scoare spins tot. Băsescu a spus clar, pute subliniere I se face ce 100 de propuneri, eu nu accept decât Covesi subliniere I morar. Vine luna februarie. I-am zis doamnei Mona Pivniceru să se pregtească. Tiu ce am sublinierei vorbit pe cine se punem, dar numai subliniere tiu pe cine voia crin. I-am spus să vin cu propuneri, ce doamna Pivniceru pleacă. Vine Liviu, care e mai bun politician ca mine subliniere îi spune, dacă tot pleacă doamna Pivniceru, hai să rezolve cu procurorii. O să o înjure, dar va sta 9 ani la CCR. Doamna Pivniceru ne-a spus ce nu mai face propuneri.
ne-am întâlnit la cadoi pe teca acolo neintal ne-am următori oameni. Eu, Liviu Dragnea, Gabriel Oprea, Sebastian Ghi, domnul Maior, domnul Coldea. Eu nu am cum să cedez în niciun fel, trebuie să fie o chestie pe care să o explic la partid, vreau să fie Tiberiu Nicu procuror general. El a fost propus de Mona Pivniceru prima dată. A fost coleg cu mine de facultate, nici nu subliniere tiu dacă se cunoa subliniere te cubic. Vesescu renunt la morar, dar Ferecovesi nu se putea. Eu am încercat cu cel de la Alba sau de la Sibiu, propus de doamna Pivniceru. După care a venit cineva cu propunerea Alina Bicala Nicot. Am spus ce nu o cunosc, după care a spus Dragnea ce o cunoa subliniere-te el. Alina Bica a fost sus sublinierei nut de Liviu Dragnea, propus cred ce a fost de Elena Udrea. Liviu, pe bun dreptate, spunea, eu am dosar, se, le schimb-me pe morar de acolo. Cred ce Coldea a spus Hodruca e un om onest, nu o să ai probleme cu ea. Ei erau foarte buni prieteni. Cum eram subliniere eu cu Maior. După care, Liviu mi-a zis, de ce să ne expunem noi? Mona oricum pleacă la CCR. Hai la mine la birou sublinierei, mergem împreună la Mona sublinierei, o convinc eu. Hai punct Liviu, când vrea ceva, e foarte convinctor. A fost sentimental. Mona nu a vrut, ce nu o suport pe Covesi. Se cun o subliniere te-au subliniere i-a zis ce nu o propune. M-am pus pe mine ministru interimar sublinierei, am zis ce fac eu propunerile, să me înjure pe mine toată lumea. I-am spus lui Crin. Mi-a spus, nu încere să te susțin. Dar Crin a fost corect. E dreptul tău, fe-o, dar nu te susțin. Liviu aie subliniere IT la televizor subliniere i-a susținut. Am discutat de 7 ori subliniere i-am enervat ce toți ne presau subliniere eu trebuia să semnez. M-am dus la CSM, am vrut să fac propunerile subliniere i-am rezgândit. Am plecat, m-am enervat. I atunci e adevărat ce v-a spus doamna Udrea, care a venit cu Ghic la mine acasă. Domnul Ghic e un om cu tupeu. Mi-a zis uite, eu îți garantez. Am vorbit cu presubliniere din telesublinierei dacă faci propunerile, le accept pe toate trei, inclusiv pe Nicu. Mi-a spus și Alina e o fată extraordinar. I atunci le-am zis faza cu premonicia, primii pe care îi bag în pus subliniere cerie sunteți voi. Asta a fost toată povestea. În final, a doua zi, am făcut propunerile.
eu nu am vorbit direct cu Traian Băsescu. Au fost numiți toți trei, Nicu, Bica, sublinierea Covesi. Liviu Dragnea m-a susținut pentru ce a zis Morar a făcut dosarul referendumul, Morar mi-a făcut dosar. Covesi a dat nuplu Iliescu, nu poți să zici ce e anti-PSD. Asta a fost argumentul lui. Era convins că dacă pleacă Morar sublinierei bine Covesi se termin cu dosarul la, a povestit Victor Ponta.